primăverii. Da. Că bine acum. Acum așa e bine. Mamă, ce dracu! Dar unde te duci? Unde mă duc? Mă duc să mă întâlnesc cu domnul Lupan. Cine-i domnul Lupan? Domnul Lupan e un domn care își deschide un magazin și care vrea să comande niște ceaiuri pe care le aduc eu din China. Aoleu, sună la... Vai, mă sună. Domnul Lupan? Ia. Da, mă, el e. Alo? Da, domnul Lupan, sigur. Da, în 30 de minute sunt la dumneavoastră, ajung cum... Ei, cum sunt? Dar știu exact unde trebuie să ajung. Deci, domnul Lupan, merg exact acolo, sun la interfon, urc la etajul 7, bineînțeles că la etajul... Da. Apartamentul 38, exact, da. Foarte bine, mulțumesc foarte mult, da, mulțumesc. Dar ce? Te duci la el acasă? Și cum să mă duc la el acasă? Ce, ai nebunit? Dar unde te duci? Mă duc la el la birou. Și ce birou e ăsta la etajul 7, apartament 38, cu interfon? Dacă acolo are omul birou, ce era să fac? Ce ai, mă? Bă, tu ești gelos. Eu nu. Dar ce de două ore tot schimb rochii la tine? Te-ai aranjat, te-ai pieptănat, te-ai machiat, ți-ai pus tocurile alea roșii. Eu nu te-am mai văzut așa de la Revelion. Pentru că e o întâlnire foarte importantă, Șerbane. Cu domnul Lupan. Cu domnul Lupan. Și omul ăla, dacă o să accepte să comande ceaiurile alea prin mine, o să am un rulaj de peste 1000 de euro pe săptămână. Înțelegi? Și asta e foarte important. Pentru că omul ăsta, Șerbane, are deschise tot felul de afaceri în peste 100 de domenii. Și este, dacă vrei tu să știi, o personalitate cu adevărat remarcabilă. Hai, pa! Domnul Lupan, personalitate? Și stai așa ca momâie, Andru, ia-te cu oglinda. Mama lui Albă ca zăpata, ia de te. Păi și cum să stau? Uite-te la el, uite-te, dar și tu nu mai e pic de bun simț? Da, bărbat, ești tu? La vârsta ta, la chelia ta, umbli în hala prin casă ca zombile? Dar-i posibil așa ceva? Ce viață duci tu pentru binele tău? Spun, se scoală de dimineață, după care dau cea la serviciu. Vezi, doamne, 8 ore pe scaun, ti-ti-ti, mu-mu-mu, cu volanul, cu covrigul în mână și după aia înapoi acasă, mă rog frumos, să ne hai de spitalice și ia uite-l cu oglinda în mână ca mama lui Albă ca zăpada, bărbat, ești tu? Uite că asta e meseria mea. Asta e meseria, că nu ești în stare de nimic și mă mir cum mai stă fata, minunea aia de fată, mă mir cum te mai suportă. Uite-te la tine, uite-te, că nu ești așa, nu ești în stare de nimic. Așa. Hai, ia-te, scoate de acolo, pune niște oțet, niște detergent în lighean, ia-te și freacă mochetele din dormitor. Nu, lasă-mă în pace, ia mâna de pe mine, nu mă duc, pentru că am picipi. Hai să trăiești la mulți ani, noroc, cred că ai răcit ce ai tu. Am principii! Ai noroc la... Principii! Dai principii? Și de unde le-ai luat, mă rog frumos? Nu le-am luat de nicăieri, le-am eu de mult. De mult? Da, le-am de mult. Cine le-ai luat tu pe principiile acestea? Nu mai râde de mine, mătușă, nu mai râde de mine, că mereu râzi de mine, dar tu nu știi tu ce sunt eu stare, că eu n-am apucat să vă arăt niciunea dintre voi. Dar sunt hotărât din momentul ăsta să fac o schimbare și gata. Eu o iau pe alt drum. Bolnaviorul lui mătușica, tu ești ofer de troleibus, să nu? Și dacă o iei pe alt drum, nu mai e curent, te lasă cu oamenii alea. Nu mă lasă, pentru că sunt hotărât de data asta, să dovedesc de ce sunt în stare. Sunt hotărât, gata, schimb tot. Din moment, uite-te bine la mine, mătuș, pentru că l-ai în față pe cel mai mare cercetător marin din câți există. Pe cel... mai mare cercetător marin din cât există, pentru că... Așa e el. Pentru că eu sunt gata să mă duc să cutreier toate mările și toate oceanele în căutarea tuturor misterelor din cele mai mari adâncuri. Ia. Cele mai mari. Cercetătorul, ia, dă-te tu jos de pe tapiseria mea, că așa-ți cercetez vreo două după ce apă de auzmare. Am de cer, de jos! Mătușă, uite-te bine la mine. Te las. Am plecat în adâncuri. Cercetă. Am plecat să descoper marile mistere ale apelor învorburate. Eu! Șerbănel? Mă, nu mă îmbracă, e friguț rău. Că... Să-ți iei și joșonii. Și așa-i strănutată. Mai de-ai stricat oglinda asta, așa îmbătrânește, nu știu. Marcelino? Da. Să știi că fie ce fi, să știi că eu nu-mi petrec revelionul cu mătușa Florina în casă, ca să fim clari de acum, de pe acum. Păi, și unde vrei tu să mergem noi de revelion așa de... Asta e bună, nu știu oriunde, numai cu nebuna în casă nu. Stai puțin, unde? Avem foarte multe opțiuni, putem să mergem pe, nu știu, Valea Prahovei, Valea Oltului, Valea Jiului, Nistru, Nisa, Tisa... Da, Tisa, Viza,
Măi, draga mea, tu știi foarte bine că de Revelion toate stațiunile astea noi am merge, dar sunt supraaglomerate. Am înțeles, ok, nu trebuie să fie neapărat o stațiune. Eu pot să-mi fac Revelionul și la Slobozia, la Buzău. Da, e foarte frumos și la Slobozia și la Buzău, dar acum gândește-te și tu un pic, ai spus cu gurița ta. Măi, Marcelino, hai să facem niște economii, să-i cumpărăm lui Drăgoșe Lupian. Nu, pentru asta pur și simplu nu pot să fac economie. Tu chiar nu înțelegi că sufăr. Bun. Eu nu vreau să intru în nou an cu nebuna. Am înțeles, ok, nu facem economie. Dar gândește-te atunci la partea, nu știu cum să zic eu, afectivă a lucrurilor. Ce parte afectivă? Partea afectivă a lucrurilor. Adică gândește-te și eu bătrână, singură, fac ce singură Revelionul. Mi-e milă de ea. Nu, să nu aud așa ceva, te rog frumos. Bine, am înțeles, dar era doar așa. Încercam să-ți prezint așa o situație. Ce situație? Ce? Uite că-ți prezint situația, mă urmărești, da? Fii atent, hai să presupunem că la un moment dat, o să ai și tu 80 de ani. Cum să ai și tu 80 de ani? Da. Da. Eu nu o să ai mai... Ai murit, da, normal. Exact. Când o să ai... Bravo. Așa. Și drăgoșelul nostru a plecat, bine mersi, în Florida cu soția. Hmm? De ce să pleci în Florida cu soția? Ei, nu în Florida. Am zis și eu așa, am dat unul. Putea să plece la Tokyo sau la Paris sau, nu știu, la Varșovia. Cum adică să locuiască acolo? Da. Cu soția lui. Păi de ce să locuiască acolo cu soția lui? Când poate să locuiască cu mine. Păi de ce să locuiască cu tine? Păi de ce să nu locuiască cu mine? Păi de ce să locuiască cum cu adică tine? Cum adică? Am ghita mai casa, am atâtea camere libere. Aș putea să-i dau un apartament în aripa de veste a acestei clătiri. Tu ai putea să-i dai acest apartament, dar gândește-te că poate el zice nu, nu vreau. Dar cum să nu vrea să locuiască cu mine? Ei, și acum ajunge la finalul demonstrației. Poate el va zice, eu nu vreau să locuiesc cu o scorpie bătrână de 80 de ani. A? Atunci o să rămân singură? Stai, iubire. A fost așa doar... O să rămân singură. Stai, nu lua și tu acum ad literam. Am spus și eu așa... O să moară și o să plece toată lumea și o să rămân singură. Nu, a fost doar... În casa asta o să mă părăsească până și propriul meu copil. Hai să mai facem un copil, să facem o fetiță, că poate rămâne cu mine, te rog. Da, să știi că și fetițele pleacă, iubirea mea. Dar a fost doar o ipoteză, adică nu e chiar așa... Nu, e doar o ipoteză. E o întreagă teorie. E un exercițiu de imaginație pe care respect foarte mult, pentru că, respect, eu cred că ai dreptate. O să rămân singur aici în casa asta. Draga, și în momentul mea, liniștește-te. Ăsta mi-ai deschis ochii. Văd. Roxana, iubirea văd. Mea. O să rămân ce singură. Vezi, o să fiu o mamă nesuferită. Trebuie să știi, pentru a fi un bun scafandru. Tub de oxigen, labe de scafandru, ochelari de scafandru, costum de scafandru. Ce faci, Șerbane? Bine, bine, uite, mă pregătesc să devin o personalitate remarcabilă. Tu ce faci? Foarte bine fac. Dar de ce, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat absolut nimic. Doar că vreau să spun că de azi înainte Șerban ăla pe care îl știai tu nu mai e. De azi înainte sunt cercetător marin. Cercetător marin? Da. Dar ce știi tu despre meseria asta? Lasă, nu mă lua pe mine cu ia chestia zi. Asta. Lasă-mă, de ce o să învăț? Ce dacă nu știu, învăț. Asta fac acum. Uite, învăț. Ce, omul tău de afaceri, domnul Lupan, nu le știe pe toate? Nu vinde el produse în peste 100 de țări și le știe el pe toate? Eu nu cred că le știe pe toate. Cred că găsește destui proști pe care să-i păcălească atât tot că le știe el pe toate. Te rog foarte tare, Șerban, gata. Hai, lasă-mă, du-te și vinde aici aerul, domnul Lupan. Hai, du-te că eu o să-mi urmez visul din copilărie. O să mă scufund în mări și în oceane. Păi, dar tu nu știi să nu-ți, mă! Și ce? Ia, uite, ce crezi că trebuie să știi să nu-ți pentru chestia asta? Păi... Nu! Ca să te ții la suprafață trebuie să știi să nu-ți. Ca să te scufunzi, să-ți dai pur și simplu drumul. Uite, și scrie aici că am și citit. Uite, v-a spus așa, am citit. Uite, după ce v-a spus costumul de scafandru, lăsați-vă pe spate din barcă și vă veți duce ușor la fund. Păi și după aia nu trebuie să te întorci înapoi în barcă? Na, cum faci asta? Nu trebuie să nu-ți? Am ajuns eu acolo? Am ajuns eu acolo, stai puțin să înțeleg eu foarte bine chestia asta cu lăsatul din barcă pe spate și ajung eu și acolo, stai liniștită. Băi, Șerbane, criza asta de 40 de ani la tine se manifestă foarte ciudat. O să te las să-ți revii singur că n-am timp de prostiile și aberațiile tale. Dar și... ce ai de făcut? Uite, trebuie să mă întorc la domnul Lupan pentru că trebuie să-i arăt niște mostre de ceai, e bine așa? Na! Mostre de ceai a domnul Lupan... Domnul Lupan, am să-i mușc urechea lui domnul Lupan. Am să-i dau cu șpițul glezn, am să-i fac rău în mod voit, am să scriu pe el răzbunare. O să mă fac scafandru și o să sar din mare și o să-l trag de pe mal înăuntru ca să-l mănânc eu și cu prietenii de-al meu rechin cu care m-am prietenit acolo cât am stat în apă. Hai, pa! Pa, pa! Domnul Lupan, o să-i otrăvesc ceaiurile lui domnul Lupan.
să bea să se otrăvească cu ceaiul. Îl urăsc pe domnul Lupan. Gata, gata, iubie, uite că plâng și eu, gata. M-ai făcut și pe mine să plâng, ai de toate, am greșit, sunt un prost. Gata, uite, facem cum vrei tu. Zi-mi doar unde vrei să mergem împreună de Revelion. Nu mergem nicăieri de Revelion. Acum te înțeleg, dar hai, nu fi încăpățânată, te rog, nu te prosti. Unde vrei să mergem de Revelion? Nu, noi nu o să mergem nicăieri de Revelion, pentru că o să mă duc singură de Revelion. Cum adică să te duci singură? Unde să te duci tu singură de Revelion, iubirea mea? În Florida. Ce să cauți tu în Florida, iubirea mea? Păi cum să te duci tu în Florida? Tu știi cât costă un bilet de avion până în Florida? E cel puțin 1000 de euro. Noi mi-am dat seama că banii nu valorează absolut nimic și eu în momentul ăsta eu văd viitorul și pentru că văd viitorul eu am nevoie să mă duc în Florida, să văd unde se ducă drăgoșelul, iubițelul, copilajul meu și o să mă lase aici sigură ca o mamă. Ca o mamă nebună și probabil nesuferită. Și... Roxanica, iubirea mea, nu știu de ce m-am trezit. Poate drăgoșelul nici nu o să plece în Florida, că ai văzut că lui poate îi place țara. Eu l-am văzut că e patriot, el nu o să plece din țara noastră. Crede-mă, eu sunt convins că o să rămână. Așa că tu n-are rost să mergi în Florida, că poate e și urât acolo, știi, de Revelion. Așa că mai bine mergem și cumpărăm lui pian să ne cânte el Bach, Beethoven. Te rog. De ce să-i cumpăr pian când el oricum nu se plece la Tokyo sau la Londra? Sau... De ce? Iubirea mea, nu o să plece. Te rog frumos, hai. Nu. Exercițiul tău de imaginație mi-a deschis noi orizonturi și eu acum văd foarte clar ce o să se întâmple, ce o să se întâmple cu mine, cum o să rămân aici singură și părăsită și cum nimeni nu o să mă iubească. Cred că e momentul să am o discuție cu mătușa Florina. Ce să faci? Cred că e momentul și pentru ea să merg într-o excursie în Florida. Roxana, tu ai nebunit? Mătușa! Roxana! Mătușa! Roxana, nu! Roxana, potolește-te! Roxana! Lasă-mă în pace, mătușa! Roxana, Roxana, te rog! Mătușa! Roxana, te rog, te implor! Nu, te rog să nu cheltuiești toate economiile noastre pe niște excursii tâmpite! Păi, dar nu sunt niște excursii tâmpite, tu nu înțelegi că femeia asta are nevoie și ea să-i mulțumim într-un fel pentru tot ce a făcut pentru noi? Cum adică, mătușa? Ascultă-mă, tu vrei să-i mulțumești unei femei pe care acum câteva minute nici măcar nu o suportai și acum dintr-o dată vrei să te duci în Florida cu Florina? Nu cred asta! Ba da, cum? Tu mi-ai schimbat percepția asupra lumii, tu cu teoria ta! Aoleu, iartă-mă, n-am vrut să fac asta, crede-mă că n-am vrut să fac asta! De unde vine mătușa Florina, serios? Te rog frumos, te rog frumos, nu poți să faci așa! A ieșit să cumpere ceva! Roxana, te rog frumos, te rog frumos, nu trebuie să faci așa ceva, te rog frumos! Lasă-mă în pace! Te rog frumos! Am nevoie de o gură de aer! Și eu am nevoie, dar te rog frumos, încetează, te rog frumos, nu se poate să cheltuim banii! Să nu cumva să vii ce-i cu tine așa? Cum adică eu îmi urmez visul meu? Și tu îți urmezi visul tău? Ce aveți toți? Astăzi vă urmați visele? Marcele, stai un pic! Stai un pic! Stai că voiam să te întreb ceva, că tu ești un om citit și mă poți ajuta. Ancorează-mă și pe mine un pic! Ține! Ai prins? Te țin! Am prins! Șerbane! Eu mi-am spus mie așa, Șerbane, tu poți să-ți urmezi visul, dar voiam să te întreb. Da. Tu, în toate cărțile alea pe care le-ai citit tu, ai întâlnit vreodată un om care să spună, gata, de astăzi schimb tot în viața mea? Da, am întâlnit, e posibil, da. Dar chiar să și reușească? Da, e uneori reușește, dar de ce, dar ce, ce ai, ce te-a apucat, ce ți-a mai venit, ce... Pentru că eu mai devreme am fost gelos. Am fost foarte gelos și știi cum e când ești gelos? Ți se pune pâcla aia pe ochi și te enervează tot și îți vine să faci rău tuturor din jurul tău și atunci m-am hotărât eu. M-am hotărât să fiu ceva, să fiu ceva peste toți oamenii de afaceri din lumea asta. Să fiu ceva măreț, să fiu cercetător marin. Ce să fii? Cercetător marin. Mai Șerbane, mă, păi asta e o ocupație complexă. Trebuia să încep să citești, să înveți. De foarte mult timp nu te apuci peste nadul cercetător marin. Eu nu vreau să o iau așa abrupt. Nu vreau să mă duc acum acolo unde studiază ea mările și oceanele. Nu. Eu mă gândeam să începe la noi pe aici. Dar nu fă nici măcar la Marea Neagră. Nu vreau să mă duc acolo. Doamne ferește, o pisică de mare. Doamne, e foarte periculos. Eu mă gândeam să încep cu bălțile astea de pe lângă București. Știi? Că și acolo cred că sunt lucruri de cercetat și în bălțile alea.
înțeles, da. Nu găsești lucruri? Ba cum să nu? Foarte păi multe da? Lucruri. Vrei să-ți arăt cum mă scufund? Da. Nu, 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 nu. Hai, vino în bagă că te văd și pe tine. Stai puțin să-ți arăt. Deci ajungi, ai aruncat asta ca să ancorezi. Așa, așa. Și-ți dai drumul. Ia. Și te duci liniștit. Ia, să vedem. Pe spate. Da, ia. Ce, te-ai lovit, nu-i așa? Te-ai lovit, e balta mică, da. Lasă. Hai și tu, nu, 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 Șerbane. Hai, sar și tu cu mine. Nu, Șerbane, lasă-mă, n-am sar și tu cu mine. Nu, Șerbane. Stai! Mă, mătușă, stai! Stai, mătușă, te rog frumos că vreau să-ți spun ceva. Ce să se dorie? Ce ai de tu de discut? Tu să discuți cum iau? Lasă-mă în pace, ce să discuți tu cu mine? Te uiți puțin la tine că ai 35 de ani și nu ești în stare, ești plină de bâlbe, de spate, de spaime, toate angoasele din... Lasă-mă. Mătușă, hai, calmează-te puțin că vreau să avem o discuție mai pozitivă de data asta. Să avem noi un dialog, să avem noi. Ce să dialog să am eu cu tine? Cu tine nu pot să am dialog, pot să am numai monolog. Că tocmai numai o băiel și o răcăie. Și mutrele alea ca o răcăi, ca o broască. Ce ai spus? Broască faci. Atâta ești în stare. Ce să spun? Ce-am spus? Ce-ai spus? Altceva mai inteligent nu ești în stare să spui. Doar azi mâine te văd premieră. Taci din gură. Ce-i fi având în capul ăla al tău? Uită-te la tine cum arăți. Uită-te la tine cum te coafezi, cum e asta. Cum o să se bucure bărbatul ăla de tine când arăți ca veta de la supurul de jos. Lasă. Să știi că eu nu-ți permit să-mi vorbești așa. Că așa ia 11-a, 12-a milioana oară când aud prosfleoșcăielile astea ale tale. Nu mai suport să aud textele astea fără... Uite că nici nu e stare să articuleze. Fără blagă, măi, fetiță, tu trebuie să faci exerciții de dicție, să-ți exersezi monolingul ăsta, să-ți exersezi. Mușcă cuvintele, exersează vocalele. Trage de consoane. Niciun au, niciun au. În fiecare dimineață a feței. Uite că o mâncat taragotul se aude. Gata! Taragot, am spus. În câțiva ani o să ajungi o bombă. Gata o să fie când o să hotărăsc eu, nu tu. Drept care? Bună, fetelor. Sănă. Acest mop îl vei lua tu și în regim de urgență te vei apuca, vei spăla gresia, mocheta, covoarele, tot. Domnul Custo? Cu cine? Domnul Marin. Nu, Șerban. Cercetător, Marin. Ah, da. Da, minunat. Da, roz, ăla se potrivește. Roz, scafandru, excepțional. Ia, în baie, urgent, în baie. Desfunzi cada, ia-te de dopul ăla, se scurge toată apa. Când ajungi pe uscat, ce te va? Freci un pic repede tot calcarul, tot ce s-a depus un regim de urgență, poftim? Haideți. Hai să-mi leg barca și mă duc. Sigur. Domn profesor? Da, săruna. Ce mai faceți? Pare bine. Foarte bine, mulțumesc. De asemenea. Bravo. Foarte bine acum. Am o sarcină. O misiune pentru dumneavoastră ca profesor. Orice pentru dumneavoastră. Nu. De ce vorbești așa? Mai Marcel, fai, ești intelectual, tu ai terminat o facultate. Pentru Marcel, toalete videouri. Cu mare plăcere, mătușă. Să rămânesc. Toată lumea, haideți, într-o oră verific. La treabă. Hei, cu toții, hei. A? Ce faci, iubito? Iubitule, să merg cu tine de revelion la Slobozia. Bineînțeles, iubito, pentru tine orice. Știu un hotel la Slobozia. Două stele superbe. Hai, Șerbane. Mamă, cum te-ai îmbrăcat, zici că rup bilete la Dinamo. Ce-ai, dragă, că-s foarte elegantă. Eu nu înțeleg, ce trebuie să vină Lupan ăsta la noi acasă? Pentru că așa e în afaceri, Șerbane. După întâlnirea de ieri l-am invitat pe la noi, pe acasă, mă rog, mai mult așa formal. Dar el a acceptat. Ce era să fac, na? Ce mă enervează Lupan ăsta? Mi l-ai prezentat așa ca pe o mare personalitate,
eu nu știu cum să mă compor cu el acum. Tu trebuie să te comporți perfect, normal, exact așa cum ești tu, pentru că el nu e altceva decât un simplu om de afaceri. El cumpără ceva dintr-o parte, vinde ceva în altă parte. E un simplu businessman. Nu e ca tine, mă, șofer de troleibuz. Dar mă, știu, dar tot e ciudat. Că tu faci afaceri cu el, vă vedeți, vă... Ja, nu, e un domeniu pe care tu l-apreciezi și... Așa. Băi, Șerbane, uite-te bine la mine. Afacerea mea cu plante e afacerea mea cu plante și familia mea e familia mea. Păi tu ce crezi, mă, că v-aș lăsa pe tine și pe Roberto pentru ceva pe lumea asta? Nu. Nu? Nu. Normal că nu. Voi sunteți cei mai importanți pentru mine, mă. Eu pentru voi mă zbat. Mamă, ce m-am liniștit. În sfârșit. Tu știi că eu ieri era cât paci să mă fac cercetător marin? Da, mă, știu. Nu, că nu, vorbesc serios. Da, Șerbane, știu. Dar de ce râzi de mine acum? Cum să râzi de mine acum? Hai să nu începem iar, te rog foarte tare, gata. Curcanul e la cuptor. Avem curcan? O să fie foarte... Da, e gata în 10 minute. Garnitura avem. Vin. Ai luat vin? 4 baterii. Bravo. Și bere? 2 sticle. Cum ai luat numai 2 sticle, Șerbane? La 2 litri. Tu ai luat sticlă la... Pua! Tu ai luat bere la PET? Păi eu de care beau, nu la PET? Nu pot să cred așa ceva. Deci nu, că mă ia capul. Aoleu, Șerbane, salată, să facem salată. Că... Tașca a venit. Șerbane, te rog frumos să te compoți normal, normal, normal. Da, vă rog, poftiți, bună seara. Ia uite, Șerban, cine a venit la noi? Bună seara. Bună seara, bună seara. Domnul Lupan? În persoană. Dânsul e domnul Lupan? În persoană. Domnul Lupan! Ce mai faceți, domnul Lupan? Ia uite, domnule, eu era să mă scufund. Beți o bere? Haideți, vă rog frumos, haideți să bem o bere cu ochiul. Dinamo Vista, două beri. Luați loc, domnul Lupan. Ce mai faceți, domnul Lupan? Bine, noastră. Ce? Știți cum e? Viața e viață, cum e. Ceaiuri, a? Vinuri, ceaiuri, ce se poate? Portocală, intră? Nu, mere. E, mere, avem aici un măr. Mărul e păcătos. Știți că e povestea cu două peri din Dinamo Vista, haide. Un pahar de vin, dacă se poate. Avem 4 baterii, avem, domnul Lupan. Nu e vorba haide. Că... Haide, haide. Nu ți-am zis să te comporți normal? Bună ziua. Aici este adresa unde stăm mătușa Florina? Da. Numele meu este Ionel. Tam tram tam 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 tram tam 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 tam. Ole! Descălțarea. Bam 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 bam. Da. Dar tu cu ce te ocupi? Păi sunt dansator. Bine, bine, dar cu ce te ocupi? Adică din ce câștigi tu bani? Din dansuri. Apropo, joacă Steau cu retrogradație de la Dinamo. Nu așa. Sunt retrogradați. Bă, după meciul ăsta vor fi.